Denis, felicitări pentru începutul foarte bun de sezon. 4 goluri în 4 meciuri în Europa. Da, mulțumesc în primul rând. Mă simt bine că am început să marchez din ce în ce mai des, mai ales într-o competiție europeană. Sper să nu dezamăgesc și să o țin tot așa. Cât de mult contează aceste reușite la doar 19 ani pe care i-ai împlinit luna trecută? Îmi dau moral foarte bun. Mă fac să muncesc din ce în ce mai mult și să-mi doresc să demonstrez de ce acest în stare. Ce dorești în continuare? Vor urma partidele din campionat? Sper să acumulăm cât mai multe puncte. E important să începem bine, chiar dacă a fost un început, primele două meciuri, cât de cât mai neplăcut pentru noi, trebuie să ne revenim și sperăm să facem cât mai multe puncte și să fim acolo unde ne stăm. Pe plan personal? Vreau să înscriu cât mai mult și să joc cât mai mult, să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele. Vor urma din toamnă și partidele din Youth League? Da, e o competiție frumoasă, sperăm să facem o figură frumoasă, cel puțin ca cea precedentă când am ajuns până în optimă. Este o șansă pentru voi din nou să vă afirmați și în partidele din Europa? Da, vrem să demonstrăm că aici la Academie se face treabă și că putem să ne batem cu marile Academii din Europa. Succes! Mulțumesc.